sunt oameni care găsesc în anumite zile, de exemplu în perioada asta, nu știu, prin curte, fire de păr, pietricele, tot felul de mojmoande, cum se zice la țară. Da, se fac tot felul de lucruri exact, de genul ăsta. Exact, ce trebuie să facă oamenii să nu aibă efectul transmis prin energia negativă a unor oameni? Deci sunt persoane care au calități în zona negativului, adică a diavolului. Așa sunt ei lăsați. Da. Așa cum sunt persoane care au calități în zona benefică, divină. În momentul în care cineva pe zona malefică transmite infoenergii care se pot materializa, așa cum ziceți, că deci pot fi materializate. Am avut cazuri că în perna unei persoane erau niște fulgi care făceau niște rozete. Zice că le-a pus cineva așa și le-a montat acolo. Uh-huh. Deci alea au fost trimise. Ia cătă. Dar cum poți să trimiți? A, ce bine că ați deschis subiectul ăsta, că e interesant. Cum poți să trimiți ceva fără să te duci în casa omului și ceva material în cazul de față? Pentru fulgi. Că energiile de înaltă frecvență care așa. Sunt din zona nevăzutului, de dincolo de vizibil, se pot transforma în materie. Cei care au puterea, deci gândul poate transforma orice fel de informație în materie. Deci avem grijă ce ne gândim, pentru că se poate transforma în materie. Asta la nivel mărunt, dar la nivel de malefic sau benefic, acel gând este foarte, foarte amplu, cu amplitudine foarte mare, pentru că acea persoană are calitatea de a invoca energii malefice sau benefice din zona diavolului sau a divinității. Și atunci ele sunt mult mai puternice și pot face materie mult mai ușor decât ar face un om normal la nivelul adică lui. Există, să zicem, o persoană care prin puterea gândului i-a trimis acelui om în pernă niște fulgi cu nasole, adică? Da, da, da. Sunt lucruri care sunt adevărate. Nu numai asta, au fost multe. Mai dați-mi câteva exemple, mai povestiți-ne câteva cazuri. A venit o persoană de undeva, dintr-o comună, cu niște probleme făcute de altă persoană și nu știa ce să spună, de unde îi se trage și de ce este așa de rău și bolnavă și din toate punctele de vedere rău ca familie. Și am vizualizat un șarpe în curtea ei. Am întrebat-o dacă a găsit vreun șarpe în curte, pentru că am văzut șarpele în curte. Mi-a zis că nu, n-a avut niciun șarpe găsit în curte, dar de vreo două săptămâni îi intră în casă, odată la o perioadă de timp, câte un șarpe. Șarpele e trimis de cineva pentru a face rău, pentru că, în primul rând, ne face rău numai când îl privim. Da, ceva îngrozitor. Da. Iar un animal care ne face rău când îl privim, înseamnă că are o energie malefică în el. Uh-huh. Și este folosit de persoanele care fac rău. Pentru că nu o să facă rău cineva cu un porumbel. Da. Sau cu o altă pasăre sau animal care e benefic. Face numai cu aceste entități care sunt malefice, prin esență. Și le pot folosi pentru că energiile malefice pe care le trimite cineva ca să fie folosite de un element malefic, nu se bate cap în cap cu energia persoanei, animalului respectiv sau a ceea ce trimite. Și ce a făcut domnul Popescu? Ce a spus să facă după ce v-a spus că vine șarpele la atât de... Am anulat... Bine, în primul rând am găsit că era o vecină care... am făcut niște cercetări cu ANSA, pe domeniul meu, al radiesteziei. Și am găsit că o vecină era care îi făcea foarte mult rău. Și mi-a zis că ea știe că vecina aia, mi-a povestit după aceea, că vecina aia este foarte răutăcioasă cu ea, dar nu se gândea că să ajungă chiar la asemenea fapte. Uh-huh. Și am anulat energiile malefice trimise de acea vecină. Prin însă, energiile pozitive? Da, prin, tot așa. Deci puterea gândului poate să fie folosită în sens pozitiv și negativ. În sens negativ folosește, de exemplu, puterea gândului acea persoană care îi trimite șarpe sau altceva, uh-huh, unei alte persoane, iar energia pozitivă
este trimisă, este folosită pentru a trimite informații în anularea, pentru că divinitatea e puternică față de maleficitate. Corect. Și atunci, dacă ai posibilitatea cu o intensitate mai mare, energetică, pozitivă, poți să anulezi info-energeticul transmis de cineva pentru a face rău. Da, și asta s-a făcut, ea n-a mai trebuit să facă nimic. Nu, n-are ce să facă, decât atâta, să o curăți. Bine, am făcut și un echilibru energetic al corpului, pentru că avea și probleme de sănătate de la ceea ce a fost trimis, că nu trimite un șarpe numai să sperie persoana respectivă, ci trimite și niște informații de îmbolnăvire, cum am zis, ca un fel de... Da, oamenii simpli care nu au capacitățile dumneavoastră sau care nu pot ajunge astfel încât să le puteți anula, ce ar trebui să facă în situații de genul acesta? Păi există biserica. Acele slujbe ținute la biserică sunt cu niște texte care reprezintă niște mantre, adică sunt texte care reprezintă niște energii benefice adunate care anulează sau ard energiile malefice cu care au fost amprentate persoanele respective. Pentru că religiile sunt făcute tot de inițiați. Și tot ceea ce s-a făcut acum 13.000 de ani din Egipt de la inițiați sunt folosite și în bisericile de astăzi. Din aproape în aproape s-au găsit și alte posibilități, dar au fost folosite și cele vechi. De exemplu, liturgia de duminică și moliftele Sfântului Vasile le-am găsit acum 13.000 de ani la egipteni. Așa am vorbit și data trecută pe tema faptului că inițiații au creat religiile. Cum a fost Moise, Iisus și Ioan Botezătorul? Ioan Botezătorul, că venim la... La problema noastră de... Deci oamenii trebuie să meargă la biserică. Eu o să vedeți materialul pe care l-am făcut și am găsit eu din ce am căutat pe internet, că trebuie să le iei, să le stropești cu aghiazmă, să te stropești și tu cu aghiazmă, după care să le îngropi, astfel încât energiile acelea negative, presupuse, mă rog, eu nu cred în așa ceva, dar asta e, să poată fi anulate. Trebuie îngropate, domnule Popescu? Da, sunt niște ritualuri care se fac pentru anularea lor, dar în ziua de bobotează, această apă sfințită este o apă energetică benefică, în așa fel încât tot ceea ce găsește vibrație alterantă undeva, o anulează. Chiar dacă nu o folosești, chiar dacă nu stropești casa sau simplu fapt că vine preotul cu botezul sau tu când iei aghiazma asta mare, te duci și stropești prin curte pe la animale, cum se face la țară și... Da, eu am avut și niște articole despre amprenta energetică a apei. Da. Este foarte interesant. Nu este momentul acum să vorbim, decât atâta vă spun că apa are o memorie. Păi nu spuneți-mi, spuneți-mi în care legătură cu bobotează. Da? Deci, da. Un japonez, Emoto Masaru, a cercetat apa din punct de vedere info-energetic. A făcut o cameră de minus 5 grade permanent ca să poată să aibă posibilitatea să vadă la microscop cristalul de apă. Uh-huh. Și a observat cristalele de apă la minus 5 grade. A văzut că dacă pune o amprentă informațională asupra unei ape, la microscop se vede într-un anumit fel acel cristal de apă. De exemplu, a pus pe o sticlă o etichetă cu te iubesc, în limba respectivă, japoneză bănuiesc, prima dată. Când a observat cristalul, în medalionul din centru cristalului, era ca un fel de cristalul, ca un fel de fulg de nea, cu medalionul în centru. Era un cristal foarte frumos, cu medalion foarte frumos în centru. A pus pe alte sticle te iubesc în mai multe limbi. Fiecare limbă cristaliza altfel. Apa? Da. A pus după aceea pe o anumită sticlă o etichetă, du-te. Așa. Cum zicem toți când ne enervăm. Da. Du-te acolo, practic. Când a vizualizat cristalul de apă, el nu cristaliza. Apa era necristalizată. Era necristalizată. Pentru că energia trimisă era una... Era una care desfința echilibru energetic normal al existenței apei. Bun. Același lucru a făcut cu muzică. A pus muzică de Vivaldi, a pus muzică modernă. Muzica de Vivaldi, numai într-un amănunte, dar fiecare cristal din centru cristaliza în funcție de anotimpul pe care îl interpreta în bucata muzicală. Cele patru anotimpuri de Vivaldi. Iar muzica hard rock cristaliza la fel ca atunci când a înjurat apa. Aha. Adică nu cristaliza deloc.